dragii noștri, vă salutăm din Iași cu o surpriză frumoasă pentru Ianis, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 10 anișori. Mergem cu o surpriză frumoasă din partea tatălui din Germania, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să reușim să-i spunem la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Ianis? Da. La mulți ani îți spunem, ne primești la tine? Da. Așa, să sărbătorim împreună toată lumea? Hai, ține și tu aici în față, a? Așa, și noi aplaudeam! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Așa! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Da, iar noi îl aplaudeam! Ani, îți spun Ianis. Așa, ai reușit astăzi să sărbătorești? Bine, Bianca. Ai reușit astăzi să sărbătorești? Da. Da? Uite, îți dau ție șampania, tortuleții cam greu pentru tine. Te ajută mami cu el, da? Da. Noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi ești sărbătorit și împlinești și frumoasa vârstă de 10 anișori, da? Ești băiat mare de acum. Cineva drag ți-a ținut foarte mult ca sufletești măcar să ajungă aici la tine la sărbătoare, la petrecerea ta. Și am să te întreb pe tine, cumva bănuiești din partea cui venim. Bă, da. Cine crezi ție că ți-a trimis aceste cadouri? Mama. Așa, cine pe tine te mai iubește mult, mult, mult de tot? O să venim noi în ajutorul tău, pentru că noi mai avem și un mesaj de transmis în urma căruia, cu siguranță, aflăm. Tată, nu? Și mesajul meu spune așa. Scumpul meu, întotdeauna o să fii mândria mea și o să te iubesc la infinit, indiferent de orice. Mama? Ai devenit atât de inteligent, de frumos, încât sunt mândru de tine. Îți doresc să rămâi așa mereu, să fii bun, sincer și loial cu oamenii din jurul tău. Fie ca ceea la ce visezi să devină realitate, iar în cale să întâlnești doar oameni buni, oportunități frumoase și mult curaj, ca să faci totul așa cum îți dorești. La mulți ani, fiul meu, te iubesc nespus de mult, cu drag, din partea tatălui. Tata. Acum ai vrea să-i transmiști tu ceva tatălui, să-i spui ceva? Te-ai emoționat? Ce să-i zic. Spune ce simți tu, mamă. N-am nimic în gând acum. Ți-e dor de el, îl iubești, nu știu. Am acum câteva zile am vrut la el sau acum o lună. Îi spui mulțumesc? Da, vata mie mi-e primită. E bine și așa, să știi că tati o să-mi înțeleagă și acum ești și emoționat. Să știi că noi mai avem și o melodie pregătită pentru tine din partea tatălui, care doresc să o ascultăm împreună. Ești de acord? O ascultăm? Ok. Yeah.
La mulți ani, spunem, Ianis, succese mari și toate visele tale să devină realitate, da? Da, mulțumesc. Și petrecere frumoasă în continuare, vă spunem. La revedere.